Bună ziua, mă numesc Alin Harant și în cadrul emisiunii Lumea Animalilor vă voi prezenta câteva elemente de disciplină și companie cu o femeluță de Labrador Retriever în vârstă de 8 luni, se numește Emily, cu care vă voi exemplifica câteva comenzi, comanda aici, șezul frontal și stimularea atenției făcută cu recompensă. Pentru început vom lucra stimularea atenției. Millie este o cățelușă de Labrador care este stimulată foarte bine pe mâncare. De asta vom lucra cu bucățele de carne. E bine să aveți la dumneavoastră o borsetă destul de largă, destul de încăpătoare, să vă poată încăpea mâna cu ușurință. Bucățelele de carne trebuie să nu fie prea mici, dar nici prea mari, cățelul dumneavoastră să se sature de pe urma recompensei. Primul exercițiu care îl vom face, vom încerca ca Mili să urmărească mâna, traiectoria făcută de mâna mea, în care vom avea bucățica de carne. Ținem pumnul închis, pumnul strâns și încercăm să urmărească mâna, traiectoria mâinii. O să ducem câinele ușor spre stânga și ușor spre dreapta. În momentul în care îmi doresc să ajungă în partea dreaptă și a ajuns, deschid pumnul și recompensez. Îl lăs să mănânce bucățica de carne, dându-i comanda bravo, bravo Mili, bravo puiu, bravo! Bravo, nu uitați să lăsați câinele, să-i dați comanda liber după fiecare comandă care a executat-o corect. Bravo Mili, bravo, bravo! E un moment de relaxare pentru ea, această comandă liber. Încercăm din nou. Luăm o bucățică de carne, o facem atentă, Mili, și o lăsăm să urmeze mâna, pumnul închis. O plimbăm ușor stânga-dreapta, după care dăm drumul la recompensă și dăm bravo. Bravo, Mili! Bravo! Bravo, puiul! Bravo! Acesta, de fapt, este un exercițiu ajutător pentru ceea ce va urma, pentru comanda aici. Noi, în primul rând, trebuie să avem atenția câinelui asupra mâinii, asupra mâinii din care va fi recompensată, pentru a avea o chemare foarte bună. Pentru a începe acest exercițiu de chemare aici, vom încerca să aliniem câinele pe linia mediană noastră și să pășim ușor în spate, recompensând câinele la 2-3 pași. Încercăm din nou. Mili, o facem atentă. Ducem câinele pe linia mediană a corpului nostru. Executăm 2-3 pași înapoi, recompensând. Bravo, Mili! Bravo! Nu uitați! Recompensa va fi dată în momentul în care vom executa câțiva pași spre înapoi. Câinele va veni în fața noastră. Nu-i voie, Mili? Încercăm încă o dată. Mili, aici, 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 aici. Bravo! Recompensăm, bravo! Și dăm liber. Pentru cei care vor să înceapă un program de dresaj cu cățelul, trebuie să știți că dresajul se împarte în trei mari categorii. Prima parte este stimularea reflexului, așa cum ați putut urmări, făcând cu Mili o demonstrație. A doua parte a dresajului este formarea reflexului, iar a treia parte este fixarea reflexului. Astăzi vom lucra prima parte a dresajului, stimularea reflexului și comanda aici. Încercăm încă o dată această comandă. Mâinile sunt la nivelul brâului, avem cărnița în pumn, nu o lăsăm decât să miroase și executăm câțiva pași înspre înapoi. Mili, aici, aici, ea miroase. Miroase și recompensăm. Bravo! Bravo! Bravo, puiu! Bravo, liber! Dăm, nu uitați să dați câinelui liber de fiecare dată când acesta a executat comanda corectă. Bravo! Bravo, Mili! Bravo! Ne jucăm? Ne jucăm, ne jucăm foarte mult. Da, puiu! Bravo! Executăm încă o dată această comandă cu pas înapoi. De data aceasta o să încercăm să mărim distanța. Numărul pașilor făcuți înapoi să fie un pic mai mare. Recompensăm doar la final. Mili, facem atent. Mili, ținem mâinile și dăm comanda. Aici, 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 recompensăm. Bravo! Bravo, Mili! Bravo! Executăm încă o dată această comandă. Mili, aici, aici, aici. Bravo! Nu uitați să recompensați de fiecare dată când ajungeți la finalul exercițiului. Bravo, liber! Liber, Mili! Bravo, bravo, puiu, bravo, bravo!
Recompensa trebuie făcută pentru comandă aici, din ambele mâini. Pe linia mediană a corpului dumneavoastră, în ambele mâini trebuie ținută recompensa, lăsăm să miroase, facem pași înapoi, aici, aici, ridicăm bucățica de carne și dăm recompensa. Bravo, Mili! Acum voi exemplifica comanda pas, mersul la pas, de fapt. Această comandă este ușor de realizat dacă aveți atenția câinelui distribuită către mânuța din care îl recompensați. Vom încerca cu Mili, vom pleca din șez, Mili, din poziția de șez lateral. De data asta, cărnița se va afla în mâna stângă, pumnul închis. Vom executa 2-3 pași spre înainte, lăsând-o pe Mili să miroase pumnul în care am cărnița. Și după ce a executat câțiva pași, o recompensăm. Haideți să încercăm. Pas! Bravo, Mili! Bravo! Bravo, liber! Vom încerca cu câțiva pași de data asta la început. Mili este o femelă care de-abia învață comanda pas. Și vom încerca din nou. Șezi. Pas. 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 Bravo! Și am recompensat-o. Să nu uitați să recompensați câinele după ce a făcut o comandă bine. Pas, Mili. Încercăm din nou. Ținem bucățica de carne în mâna stângă și de data asta o să încercăm o întoarcere dreapta în loc. Pas, pas, lăsăm să miroase, urmăm întoarcerea, pas și recompensăm. Bravo, Mili! Bravo! Bravo, liber! Liber! Nu uitați să vă jucați cu câinele de fiecare dată când îi dați liber. Mili este un labrador retriever și asta nu face decât să fie un bun aportor. Și putem să-i dăm un aport. De fapt, nu este un aport, Mili nu cunoaște comanda aport, ci pur și simplu se joacă cu mingea. Bravo, Mili! Bravo! Bravo, Mili! Bravo! Bravo, pui! Hai la mine! Hai! Bravo! Lasă! Lasă! Lasă, Mili! Lasă! Bravo! 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 Trecem din nou la treabă. O alinem pe Mili în partea stângă. Tot timpul câinele va sta în partea stângă a dumneavoastră. Luăm o bucățică de carne și începem din nou. Executăm 2-3 pași, lăsând câinele să miroase pumnul. Pas, pas, facem o întoarcere dreapta în loc și recompensăm. Bravo! Nu uitați să recompensați câinele după fiecare întoarcere. Să-i mențineți atenția asupra bucățelei de carne. Încercăm din nou. Mili, pas. Pornim din șez lateral, șezi și încercăm din nou. Pas, facem întoarcerea și exact după întoarcere recompensăm. Bravo, Mili! Bravo! Bravo! Bravo, Mili! Din mersul la pas, Mili va executa comanda șezi. Această comandă, pas, această comandă va fi făcută foarte ușor de către ea, ridicând mâna, șezi, deasupra capului ei. Bravo, recompensăm, bravo. În momentul în care vom ridica mâna deasupra capului, ea va fi nevoită să cadă direct în șezi. Priviți, mergem la pas, 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 pas și ridicăm mâna. Deci ați observat, de data asta n-am mai dat comanda șezi, pentru că ea nici nu știe de fapt această comandă. Acum o învață și o recompensăm. Bravo, Mili! Bravo! Îi dăm liber. Bravo! Bravo, Mili! Și încercăm din nou mersul la pas, de data asta pe o distanță mai lungă. Mili. Luăm o bucățică de carne și încercăm. Pas. 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 Facem întoarcerea. Recompensăm. Bravo, Mili! Bravo! Mili, încercăm din nou, de data asta cu șezul lateral, pas, pas, ne oprim, ridicăm bucățica de carne, șezi, și Mili a executat un șez lateral foarte frumos. O recompensăm și dăm liber. Bravo, Mili! Bravo, puiu! Bravo! Cățelul dumneavoastră trebuie să aibă o aliniere bună la pas, la piciorul dumneavoastră. Bravo, Mili, pas!
Deci, alimentând, lăsând câinele să miroase, de fapt, bucățica de carne, pas, și alimentând, dându-i să mănânce bucățica de carne. Bravo, Mili! Bravo! Mersul la pas trebuie să fie în lateral, în partea stângă a stăpânului. Nici prea în față, dar nici în spate. Trebuie să aibă o aliniere corectă lângă piciorul meu. Cum puteți observa, Mili s-a așezat deja în poziția de pas și executăm acum. Pas, Mili! Lăsăm să miroase bucățica de carne. Facem o întoarcere la dreapta. Pas! De data asta nu o recompensăm. O lăsăm mai mult. Facem încă o întoarcere și o recompensăm. Bravo, Mili! Bravo! Bravo, Mili! Bravo, Mili! Bravo! Bravo! Ne jucăm, dăm liber. Bravo! Bravo! Că a făcut bine. Bravo! Data asta o să încercăm cu Mili să legăm exercițiile care le-am lucrat azi. Adică comanda aici, șezul frontal și o să încercăm să facem o trecere la pas prin față. O trecere la pas care, din punctul meu de vedere, este mai spectaculoasă, precum trecerea prin spate. Haideți să încercăm. Avem atenția lui Mili. Îi spunem comanda aici, aici, aici. Ridicăm mâinile. Deja s-a pus în șez frontal. Recompensăm. Și încercăm trecerea la pas. Punem bucățica de carne în mâna stângă. Mili trebuie să urmărească mâna mea, traiectoria făcută de mâna mea și să așeze în partea stângă, în partea laterală stângă a mea. Mili, treci, șezi sau aporteze. Bravo, bravo, Mili, bravo. Asta mai târziu va genera o comandă de aport, o comandă de aducere a obiectului. Bravo, bravo, Mili, bravo, bravo. Este foarte atentă la minge. A jucat destul. Acum trecem din nou la muncă. Bravo, 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 bravo. Lasă. Bravo. Punem înapoi. Bravo. Și încercăm din nou să unim comenzile. Mili, aici. A executat șezul frontal foarte corect. O recompensăm. Nu uitați, bucățica de carne va fi în mâna stângă pentru comanda treci, alinierea la pas în partea stângă. Treci. Șezi. Am ridicat mâna. Ați putut observa că nici n-am mai dat comanda. Pur și simplu am ridicat mâna și câinele s-a așezat în șezi. Recompensăm. Bravo! Bravo, Mili! Și ne jucăm. Liber! Liber! Bravo, puiu! Bravo! Haideți să încercăm să lucrăm pur și simplu doar comanda aici. Să o lăsăm un pic să joace, să miroase. Să nu mai fie atentă la mine. Cu acest cățel nu știu dacă este posibil să nu fie atent la mine, că atât este demotivat pe mâncare. Încercăm încă o dată. Ne retragem cu pași mărunți în spate, aici, aici, aici. Și ridicăm bucățica de carne. Le oferim și dăm bravo. Bravo, Mili! Bravo! Din comanda aici și șezul frontal, vom mai face o trecere la picior. Mili, aici, aici. A executat șezul frontal, va fi recompensată. În mâna stângă vă luăm bucățică de carne și vom face comanda treci, comanda de trecere la picior, la pas. Treci, șezi, s-a aliniat foarte bine în stânga mea, lângă piciorul meu. Privirea a rămas tot pe bucățica de carne, o recompensăm și dăm liber. Bravo, liber, liber, Mili. Bravo, 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 fetiță. Pe data viitoare vom lucra tot cu Mili, vom lucra comanda șezi, culcat și vom încerca să lucrăm și comanda așteaptă. Mă numesc Alin Haran și până data viitoare